Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem o ofertă în shop care are PowerPoints pentru Poco, 8 PowerPoints. Să vedem, mai sunt pe aici niște skin-uri, pardon, da, nimic mic wow, să zicem așa. Și hai să ne întoarcem în Trophy Road, de fapt în Brawl Pass. Nu, nu avem nimic momentan, doar quest-urile noi. Și trebuie să dăm damage cu Piper, 60.000 de points, plus să câștigăm 3 meciuri în Brawl Ball. Păi hai să luăm pe Piper, și vom juca în Brawl Ball câteva meciuri. Sper eu să reușim să facem aceste misiuni destul de repede, ca să putem încerca și alt brawler. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă plac episoadele mele de Brawl Stars. Să vedem dacă îl prindem acolo pe... Și băi, și avem și fatalitatea asta. Ok, deci doar putem să fugim departe de inamici și dăm primul gol. Reușim să marcăm noi ca echipă. Hai să vedem. Nu din nou. Ok. Scoatem acolo pe... Demet, ne-a scos acel Poco. Hai să vedem dacă reușește... Nu! Luăm gol, din păcate. Luăm gol. Hai să vedem. Ok, băi, acest Piper este un sniper. De ce nu joci? Ok, bun, pierde mingea acolo. N-a pierdut-o. Încă oare. Băi, sunt curios cu abilitatea asta. Ok, doar trage mai puternic. Dacă reușește să ne apere acolo și băgăm golul victoriei. Obținem victoria în acest prim match cu un gol marcat chiar de noi. Ok. Bun, încă două meciuri ne mai trebuie, încă două victorii de fapt. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm din nou. Ok, ne ducem direct cu pregătiți de lansare și este o rosa acolo. Hai să vedem. Avem pe El Primo. Primo aici. Da, și au fugit în casă. Holy, nu reușim să marcăm. Am fost foarte aproape, dar cu siguranță da. Am reușit să băgăm primul gol. Hai să vedem. Nu lăsați pe Rosa. Fugi, El Primo, fugi. Nu! Scăpat acolo de hit-ul nostru. Ok. Scăpăm de minge. Și oare reușim să băgăm golul victoriei? Și câștigăm și al doilea meci
o groază de noroc, am putea spune. Hai să vedem dacă vom obține și a treia victorie consecutivă. Ar fi foarte tare. Hai să vedem. Bun. Aici avem pe... Bun, și ne ducem să marcăm. Nu! Oh, nu cred. Am fost atât de aproape de acel gol. Avem și un spectator. Ok. Oh, ne-a rupt acel bul. Băi, păcat că n-am marcat acel gol acolo. Dar poate reușim acum. Hai să vedem. Bun. Bun, 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 bun. Deci trebuie să dăm... din nou ratăm finalizarea. Bun. Am scos... cineva de la noi a scos un adversar. Tragem în acest bul. Bun, și dăm primul gol. Primul gol. Avem un avantaj că avem acest gol dat. Pentru că probabil vom ajunge în... vom trece, de fapt, timpul de prelungiri. Bun, și am dat și al doilea gol. Obținem victoria. Ne facem, completăm acest quest, dar tot mai trebuie să dăm ceva de meci cu acest Piper. Hai să încercăm și alt mod. Ia să vedem, mai avem Gem Grabs, Showdown. Hai să luăm un Hudson. N-am mai jucat de mult în Hot Zone și hai să vedem cum ne descurcăm. Avem 3 zone de cucerit. Să trimitem deja aici un... să ceată. Deși la tipul ăsta de... Băi, am dat numai pe lângă. Opa. Nu cred. Bun, și ne-a scos. Hai să... a văzut bine acolo acel colț. Nu! Ne-am dus direct în bătaia puștii. Ne-a scos acolo primul. Ok. Băi, zona asta e aproape... este cucerită acum complet. Bun, excelent. O să mă duc eu... și pierdem acolo. Băi, nu știu, mai bine protejez zona aia care vor ei să o cucerească. Ok. Excelent. Uit acolo pe el primul, l-am scos din joc și cred că vom câștiga. Da, stăm foarte bine. Dar știți cum e, nu zice hop până n-ai sărit gardul. Da, eu o să mă duc direct pe zonă. Trebuie să o cucerim înaintea lor sau va fi egalitate. Avem 95% din zonă. Bun, și obținem victoria. O victorie destul de chinuită. Și ar trebui să avem challenge-ul complet. Nu e complet. Hai să mai dăm un match. Tot în Hudson. Am învățat un pic mai bine să jucăm cu Piper.
Ok, plus că avem avantajul acestui acestui loc. Ok. Perfect. Putem deja să tragem în acel Nu. Ah, din păcate ne-a scos acel Barley sau cum îl cheamă. Ok, băi, zona aia e cucerită deja. Ok. Oh, din nou am atins acel buton. Nu, de ce m-am dus în nou? Și o să mă duc în zona asta. Stau safe. Da, și cu siguranță obținem victoria. Câștigăm al doilea meci în Hadzan. Hai să vedem. Cred că reușim să ne completăm quest-ul. Și ar trebui să primim și un reward. Nu cred că avem suficiente... Da, nu avem suficiente tokenuri pentru următorul reward. Dar, băi, mai sunt o grămadă de misiuni de jucat. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!